Hello! M-am întors din nou. Nu am mai filmat, cred că, de ceva timp. Știu că am postat totuși regulat pentru că aveam deja filmate clipurile, doar că în ultimele zile, în ultima săptămână, am fost așa... nu prea am fost pe acasă și aseară m-am întors de la București, am rezolvat cu cazarea pentru facultate și chiar am primit de la voi câteva mesaje în care îmi spuneați să vă vorbesc despre cum am organizat eu cu toată chestia cu mutarea, așa că aveam alte idei de clipuri pentru astăzi, dar am zis că e mai util să vorbesc despre asta, întrucât e și perioada cu mutări, căutat cazări și voiam să dezbat puțin subiectul acesta. Știu că părul meu arată într-un fel minunat, doar că am ajuns aseară destul de târziu și fiind foarte obosită, m-am spălat de dimineață și așa arată părul meu după baie. Asta este. O să discut puțin și chestia cămin versus chirie, pentru că am tot primit întrebarea dacă o să stau la cămin sau în chirie. Răspunsul este că o să stau în chirie cu o prietenă. Am închiriat un apartament de două camere, în fine, fiecare cu camera ei. Și motivul principal pentru care am făcut acest lucru este pentru că nici eu, nici ea nu putem să învățăm decât singure. În primul rând pentru că eu personal învăț cu voce tare și în al doilea rând pentru că nu mă pot concentra dacă știu că cineva respiră și dacă aud că cineva respiră lângă mine. Bine, nu chiar așa, dar am zis să exagerez puțin ca să vă dați seama cum stau treburile. Pentru aceia dintre voi care o să studiați în București, probabil știți sau nu, dar există două tipuri de cămine. Căminele de stat, ale facultății, și căminele private. Căminele de stat, în general, sunt mai greu accesibile pentru studenții de primul an, în special la medicină. Adică știu că ai nevoie de o medie destul de mare pentru a prinde loc și eu oricum m-aș fi încadrat în categoria aceasta. Așa că am preferat să merg la sigur, cu toate că oricum nu cred că aș fi stat la cămin. Din considerentele pe care deja le-am spus. Și pe lângă faptul că nu aș putea să stau undeva unde nu am baia mea. Da, asta e. Ok. Și atunci foarte mulți studenți, mai ales de primul an sau din primii ani, aleg căminele private, care căminele private oferă un confort ce-i drept mai sporit, dar au și prețuri ceva mai ridicate față de cele de stat. E normal până la urmă, adică dacă îți dorești confort, you have to pay. Căminele de stat nu sunt foarte sigură cam ce prețuri au, pentru că nu m-a interesat și na. Știu că undeva pe la 200-300 de lei și asta de asta depinde foarte mult de câte persoane stau în cameră, pentru că există cămine de 2 persoane, de 3, de 4, de 6. În schimb, cele private, știu că eu inițial voiam să stau într-un cămin privat, doar că prețul unei camere single e undeva la 300 de euro, adică cam cât este un apartament de 2 persoane. Și am zis că n-are sens să dau atâția bani când pot să închiriez un apartament, unde să am și bucătăria mea și baia mea și să fie totul ok. Plus că, na, una e când stai tu în locul tău, în apartamentul tău, și una e când mai ai colegi în celelalte camere care pot să... Nu neapărat de petreceri, pentru că în campusurile private nu cred că este prea practică, dar, na, acum probabil o să veniți să-mi spuneți că da, dar poți să ai și vecini care fac asta. Despre asta o să vorbim puțin mai încolo. Ideea ar fi că dacă optați pentru un cămin, trebuie să știți că cererile se depun undeva, cred că după admitere sau... destul de devreme, pentru că există o anumită perioadă. Bine, asta puteți căutați pe site-ul fiecarei facultăți în parte sau să întrebați la secretariat. Nu cred că se supără nimeni dacă întrebați, I guess. Cel puțin nu ar trebui. Și probabil doamnele de acolo o să vă lămurească și o să vă dea toate detaliile de care aveți nevoie. Bun, acum că am vorbit așa puțin în mare despre cămin, nefiind punctul meu forte și neavând foarte multe informații, o să trecem la chirii și în special la chiriile din București, pentru că asta știu, asta cunosc, despre asta vă pot vorbi. Noi am mai avut o tentativă de a ne căuta apartament undeva prin august, doar că a fost una destul de eșuată, pentru că ne-am bazat pe agențiile imobiliare, adică am contactat vreo câteva agenții imobiliare și acestea ne-au arătat apartamente, dar
God, nu. În primul rând, pozele pe care noi le-am văzut nu aveau nicio legătură cu ceea ce am găsit acolo. Adică mobila cred că era de pe vremea nu bunicii, a străbunicii. Și eu, ca să plec de acasă și să stau într-un astfel de loc, nu puteam. Chiar dacă mulți o să spuneți că poate am eu pițe și figuri și aiurel, dar puii mei, nu. Pe lângă faptul că mi se părea că pentru ceea ce oferau aveau prețuri foarte mari, nu erau locuibile, sau cel puțin mie așa mi se păreau, nu știu. Deci, ideea cu agențiile imobiliare e că noi ne-am cam luat puțin țeapă și am pierdut o zi întreagă prin București, de pomană, ne găsim nimic, ne-am întors acasă super disappointed și gândindu-ne că o să trebuie ceva să găsim chirie pe bune. Am lăsat puțin lucrurile să se așeze și am zis că ok, mergem la începutul lui septembrie, poate reușim să găsim singuri. Ideea care ar fi fost? Noi am căutat apartamente în principal pe site-uri de imobiliare, de genul, cred că imobiliare cu grose numește chiar unul dintre ele, și pe OLX. Ei bine, acolo majoritatea anunțurilor sunt publicate de agenții. Chiar dacă utilizatorii au nume de oameni, nu de agenții, sunt reprezentanții agențiilor și primul sfat pe care vi l-aș putea da ar fi să încercați să evitați pe cât posibil agențiile imobiliare. Asta că nu vreți să aveți peripeții ca noi. Bine, nu zic că toate agențiile imobiliare și toți agenții sunt la fel, doar că mie personal mi-au lăsat un gust amar. Adică, ok, înțeleg că e până la urmă normal să plătești acea taxă pe care o au, cred că, jumătate din chirie, pentru că oamenii, na, ăsta e jobul lor. Dar măcar arată-ne ceva pe care să putem să-l închiriem și în care să putem să stăm, adică nu se bate joc de noi. Bine, nu cred că asta a fost... Nu cred că asta a fost neapărat intenția pe care ne-a ajutat pe noi, era și la început și... Nu. Dar cred că asta ar fi cam cel mai important lucru pe care... Cel mai important sfat, de fapt, pe care vi l-aș putea da. Încercați să găsiți pe cont propriu apartamente sau garsoniere. Pe noi ne-a ajutat foarte mult un site, particular.ro, cred că se numește. Acolo îți faci cont, cred că și plătești, dar plătești foarte puțin, vreo 5 euro pe 3 zile, ca să poți să vezi numerele de telefon și mai multe detalii despre cei care au publicat anunțurile, dar acolo sunt 90%, zic 90% pentru că am mai întâlnit și cazuri în care am sunat și aparent erau agenții. 90% în 90% dintre cazuri sunt anunțuri publicate de persoane fizice, de persoane în general, nu de agenții. Deci mergeți și vorbiți direct cu proprietarul și rezolvați mai simplu toată problema. Așa că acolo vă recomand să intrați. Mi se pare și foarte util pentru că poți să selecționezi? Să bifezi zona sau zonele în care te interesează pe tine, cum vrei să fie apartamentul, gen dacă ai vreo preferință la etaj sau la preț sau mă rog. Intrați acolo și vedeți. Pe noi ăsta ne-a ajutat. Am plecat de acasă cu vreo 10 apartamente selectate. Până am ajuns în București, vreo 3 se dăduseră deja, cu toate că vorbiserăm seara cu proprietarii și le-am spus că venim, dar în fine, ideea ar fi să plecați cu mai multe opțiuni. Adică nu doar cu 2-3, pentru că se poate să se dea. Noi am avut 10 apartamente pe care voiam să le vedem. Cred că în final am văzut vreo 6-7 sau mai puține chiar. Și oscilam între vreo 2-3, dar am luat în calcul mai multe aspecte pe care o să vi le expun în minutele următoare și ne-am hotărât la opțiunea cea mai potrivită pentru noi. Poate mulți dintre voi o să opteze pentru garsoniere și nu pentru apartament, dar ideea la mine a fost în principiu că mami are impresia că dacă o să stau singură probabil o să mor și... Nu pot neapărat să o contrazic, pentru că eu n-am mai locuit singură. Nu pot neapărat să mă descurc singură și cred că am nevoie de cineva care să stea cu mine. Adică altfel merg lucrurile când sunt două persoane. Și chiar dacă poate să spuneți că la un moment dat nu să ne mai înțelegem, asta se poate întâmpla cu oricine și oricând. Mă rog, nu era neapărat ideea că nu o să mă descurc să stau singură, era ideea că... Dacă mi se face rău și sunt singură în garsonieră, cine își dă seama că mi s-a făcut rău? Mă rog, de aici a pornit toată discuția și am ajuns la concluzia că cel mai ok ar fi un apartament, plus că Andreea, colega cu care o să stau, mi-a fost și colegă de bancă 3 ani. Ups!
a fost telefonul meu. Și, na, chiar ne înțelegem foarte bine, avem aceleași, nu știu, caractere, ne preocupă aceleași lucruri și atunci am zis că, ok, e perfect. Unul dintre lucrurile de care trebuie să țineți cont atunci când vă alegeți garsoniera sau apartamentul ar fi localizarea. Noi n-am vrut să facem mai mult de 30 de minute cu mijloacele de transport în comun până la facultate, deci cam asta era undeva limita, 30, maximum 40 de minute. Așa că ne-am hotărât asupra unor regiuni, cartiere și în principal am căutat în drumul Taberei, pentru că în lunile următoare se deschide și metroul acolo și o să fie mult mai ușor. Apartamentul în care o să stăm noi este cam la 30 de minute de mers cu autobuzul de facultate, ceea ce mi se pare super ok, mai ales că avem stația la scara blocului, deci, da. Și e cam la 5 minute, poate mai puțin, de mers pe jos de metroul care o să se deschidă. Deci, având în vedere că o să stăm pe o perioadă mai lungă de timp acolo, e super ok. Plus că drumul Taberei e și o zonă destul de liniștită, în sensul în care, cel puțin în zona noastră, sunt foarte mulți bătrâni. Adică nu o să am probleme că nu o să pot învăța, că vecinii dau petreceri sau... Da. Plus că, nu știu, probabil cei care sunteți din București, cam știți zona. Sunt și foarte multe spații verzi și parcuri și foarte multe magazine. Adică foarte, foarte multe magazine. Noi cred că suntem la vreo 10 minute de AFI și de plața și e... Și nu mă refer doar la magazine de genul, avem vreo 3 Kauflanduri în zonă. Și acum mă refer doar la Kauflanduri, nu la restul magazinelor, pentru că astea mi-au sărit mie în ochi, pentru că erau acolo Kaufland, Kaufland, Kaufland și eram... Ce scoatea Kauflanduri? Da. Deci, noi în principiu de asta am ținut cont. Bine, vă dați seama că am ținut cont și de costuri. Prețurile în București sunt undeva de la, mă refer pentru apartamente, la 250 de euro în sus, dar la 250 de euro nu prea o să găsiți ceva cu o poziționare ok. Adică majoritatea sunt în military residence și din militari faceți destul de mult. Bine, dacă sunt lângă metrou, nu, o să faceți foarte puțin, dar majoritatea sunt la Mama Naibii, aproape de Chiașna sau de Roșu și, haide, capul meu, cred că pe puțin o oră până la facultate, ceea ce pentru mine, pentru noi, nu a fost o opțiune. Pentru că, oricum, București e aglomerat și trebuie să iei mare de eroare că, na. Așa că, nu. Dar ajungem din nou la zonă și că zona este foarte importantă. Mai era și opțiunea să luăm un apartament lângă metrou, doar că majoritatea sunt tot așa la Mama Naibii, din cealaltă parte a Bucureștiului și am și făcut tot vreo 40 de minute cu metrou și am zis că... Da, e mai ok așa. O să insist puțin mai mult pe zona pe care o alegeți, pentru că pentru noi, sau cel puțin pentru părinți, a contat foarte mult să fim într-o zonă relativ safe. Pentru că, nu vreau să intru în detalii, dar sunt destule zone în București care nu sunt celebre pentru o comunitate foarte drăguță. Și atunci am încercat cumva să ne ferim de acele zone și din nou am ajuns la concluzia că drumul Taberei este una dintre cele mai ok opțiuni pentru noi. Și, na, noi am plecat de asta, în ziua de ieri a fost destul de obositoare, m-am trezit undeva la 4, am plecat pe la 5, în fine am ajuns în București, până în București ni se veni în faci vreo 6 ore, deci vă dați seama, super fresh. Și, în fine, stabiliserăm cu oamenii cam o oră la care să ne vedem în principiu, dar se mai decalează, oamenii întârzie, Bucureștiul e aglomerat și, în fine, am reușit să vedem apartamentele și, în final, ne-am decis asupra unui apartament de comandat. Am zis că asta e cea mai bună opțiune pentru că dacă una dintre noi vrea să învețe și cealaltă trece prin camera ei, la naiba, că ți zice tot cheful și nu mai ai chef de nimic. Bine, alt lucru care pe noi ne-a atras foarte mult e faptul că dulapurile sunt pe hol, nu sunt în cameră. Deci, noi având fiecare camera ei, nu o să deranjăm pe cealaltă intrând în camera ca să ne alegem hainele din dulap. Bine, acum vă dau niște motive destul de, nu știu, ciudate sau care nu se aplică tuturor. Dar...
rămânând să ne gândim între trei apartamente, am pus în balanță toate chestiile astea. Adică unul dintre ele era mult mai aproape decât acesta, era la 20 de minute de mers cu autobuzul. Era chiar lângă plața, doar că era la etajul 4, era foarte, foarte cald în el și era, nu știu, noi am fost undeva în jurul orei 11, era groaznic de cald în el și am zis că, hai, nu. Asta ar cam fi fost unul dintre singurele dezavantaje. Bine, și faptul că era semi-decomandat, cred că se numește, când treci dintr-o cameră în alta. Și am zis, ok, nu. Ar mai fost încă unul, doar că era tot așa la etajul 9 din 10. Și am ajuns la concluzia că, na, în ciuda faptului că o să facem 10 minute în plus, măcar este la etajul 3 din multe și este foarte răcoare. Deci nu vă dați seama cât de răcoare acolo. Noi am fost și la ora 2 în el și era super răcoare, deci era super plăcut și god! Pe lângă faptul că e un apartament foarte spațios, deci nu vă imaginați, eu nu mă așteptam ca un apartament să fie atât de spațios, având în vedere că stau la casă de pe la 5 ani, nu mă așteptam ca un apartament să fie chiar de spațios și să aibă camerele mari și bucătăria mare. Bine, la bucătărie mai avem noi de lucru, dar nu putea să fie toate perfecte. Și am ajuns la concluzie, am căzut de comun acord că acesta este, cel puțin pentru un an. Acolo o să stăm, acolo o să ne cem veacul, acolo o să plângem în sesiune și nu doar în sesiune. Și, na. Încă un aspect pe care aș vrea să vi-l aduc la cunoștință ar fi costurile de întreținere, pentru că, să vă fac așa o paralelă, chiar dacă poate chiria vi se pare mai mică, sunt zone în care întreținerea poate să vă coste 500 de lei și zone în care să vă coste 200 de lei. Fiind vorba despre același gen de apartament, adică tot cu două camere, relativ același cartier, dar totuși întreținerile sunt diferite. Pentru că, nu știu, nu sunt foarte sigură cum se treaba cu căldura, dar unele sunt racordate, cred că se numesc, nu știu, unele au chestiile alea puse pe calorifer și altele nu. Și asta face o diferență destul de mare, din ce am înțeles eu. Deci ar cam trebui să țineți cont și de asta, gen, dacă chiria între apartamente este, nu știu, diferă cam cu 20-30 de euro. La plătiți la întreținere cu 200 de lei mai mult? Na, e și asta o chestie care ar trebui luată în considerare dacă, nu știu, oscilați între un apartament și altul. Păi cam asta ar fi, să zicem, videoul despre cazare, cum am găsit noi cazare. Probabil o să fac un video și despre mutare și tot procesul ăsta care pe mine în momentul de față mă sperie puțin. Pentru că toată camera în care filmez eu acum este plină cu bagaje, genți, trolere și altele și încă n-am terminat bagajul. Nu mai așteptam să fie atât de greu să te muți singur, adică... Plus că acum stau și mă gândesc că trebuie să-mi fac o listă cu ceea ce ne mai trebuie în apartament, like... Fier de călcat, aspirator, cuptor cu microunde, expresor, pentru că majoritatea nu au așa ceva, nici al nostru nu are. Și da, sunt multe lucruri de luat, multe lucruri de dus, multe lucruri de aranjat. O să fie destul de interesant tot procesul ăsta și cred că o să fie interesant să vă și arăt cum o să organizez acolo, cum o să-mi organizez camera, pentru că indiferent de cum arată în general, clar, o să vă puneți amprenta, pentru că o să stați acolo mult timp și o să faceți lucrurile voastre, poze, cărți, obiecte, nu știu. Și o să... nu știu. O să aibă amprenta voastră. Sper. Sper. Sper asta. Dar cam acesta a fost videoul. Sper că v-a fost cât de cât folositor. Nu știu, acum probabil nu toți dintre voi sunt în București sau o să fie în București, dar... m-am referit strict la București pentru că nu cunosc cum stă treaba în alte orașe. Știu că în Cluj sunt chiriile mai mari, dar în rest, nu știu. Chiar nu știu, nu m-am interesat, nici n-am avut răbdare, chef, timp. Pentru că din nou zilele astea am fost fie la Craiova, fie la București, fie la mama naibii.
mâine o să plec la Timișoara și astăzi oricum am zis că este cam singura zi în care pot să filmez. Astăzi fiind miercuri și eu trebuie să postez vineri. Deci, da, sper să vă fi fost de folos. Nu uitați că mă găsiți pe Instagram, pe Teodora Drugă și pe Studying with Passion, ceea ce o să vă scriu și în descriere. Dacă v-a plăcut videoul, puteți să-i dați like, să-i dați un share, pentru că dacă îi dați share și mă etichetați pe Studying with Passion, o să apăreți la story acolo, ca să vă mulțumesc puțin pentru toată susținerea voastră. Să-mi dați subscribe și, nu știu, să-mi scrieți în comentarii ceea ce ați mai vrea voi să mai vedeți în viitor sau ce teme, subiecte ați vrea să... sau despre ce teme sau subiecte ați vrea să mai vorbesc. Ok, bye!